Bună ziua, Hristos a înviat, bine ați venit pe canalul nostru. Eu acum vreau să fac o prăjitură excelent. Dacă vă aduceți aminte, la cofetărie era ca un fel de dobuș, dar așa se numea, nu era cu zahăr ars, era cu glazură de ciocolată. Deci prăjitura excelent. Pentru asta am nevoie de 8 ouă întregi, care le batem bine. Deci 8 ouă întregi, le batem cu 240 de grame de zahăr, punem puțină sare, le batem cu 240 de grame bine, bine, o să vă arăt eu, și la urmă punem 240 de grame de făină și puțină esență de vanilie, fără praf de copt, fără nimica, deci astea așa vin. O să merg la mixer să pun, să bat. Și atunci o să vă arăt mai departe, când ouăle zbătute bine, atunci o să punem zahărul în ploaie, tot câte un pic, până se zbate. Nu vă arăt, după aia când e gata bătută. Spuma s-a bătut foarte bine, deci ouăle, nu spuma. Ouăle cu zahărul s-au bătut foarte bine. Acum noi o să punem făina, dar pentru asta vreau să o cerne ca să fie mai aerată. Deci 240 de grame de făină. Eu am cernut-o odată când am pus-o în cutie la mine, dar e mai bine să mai fie cernut odată ca să iasă foile mai aerate. Asta e ca un fel de foi de dobuș. Cam așa îs. Mestecăm bine. Această cantitate va fi împărțită în 4. Deci noi o să facem 4 foi. Care la urmă toate 4 vin tăiate în 2 pe lungime. Deci ne trebuie 8 jumătăți cum ar fi. Deci cam așa trebuie să arate blatul. Deci să nu fie mai tare. Nici mai tare, nici mai mult. Eu mi-am pregătit toate 4 foi. Le am de aceeași dimensiune. Acum cu aproximație. Dacă dumneavoastră vreți, puteți să goliți în castroane. Dar eu o fac cu aproximație. Pun câte o lingură în fiecare.
Și atunci vedem. La urmă câte jumate de lingură. Și gata, am împărțit în patru. Și acum încercăm să întindem cât de cât uniform. Cuptorul eu i-am dat drumul prealabil, la 180 de grade. Deci ele se coc, se va coace repede. Acum să întindeți ca să fie și la colțuri bine întins. Așa. Puteți să, dacă nu, să ungeți tava de desubt și să puneți, să stea hârtia. Dar pe mine mă enervează să mai ung și tava, atunci mai bine coc în tavă și gata. Așa. Ele nu o să crească mult, nici noi ne avem interesul ca să crească mult. Numai să se fie coaptă. Vreau să fac mai repede, nu pot. Mie nu-mi plac lucrurile migăloase, ai, ai. Dar, ce să facem? Sunt multe lucruri care trebuie să le facem cu răbdare. Ok. E gata. Deci am pus în toate patru foi. Uitați, aici am toate patru foi.
Deco, care le-am copt. Poate atâta le învârt, poate le dau jos. Și acum le băgăm la copt. Și îi vă arăt după ce sunt coapte toate. Foile mele sunt coapte, toate sunt coapte. Eu, ca să nu se lipească între ele, eu le dau cu puțin zahăr pudră. Așa. Nu contează că te rupe la colțul sau asta, că noi oricum poate tăiem marginile și atunci așa. Sunt ca foile de dobuș, v-am spus. Așa. Și venim cu ultima. Așa, acum eu stai să-mi iau ruleta să văd cât au. Cât e lățimea. Deci are 24, deci 12 e jumătate. Așa. Acum cu aproximație. Că noi putem să îndreptăm marginile și atunci vin exacte. Deci cam așa arată. Cam așa arată. Eu aici o să tai marginile ca să fie exacte. Și la capete. Așa. Deci astea sunt resturile de ce ne-a rămas. Care de-abia se bucură totul meu că îi rămâne. Vedeți că dacă le puneți zahăr, ați văzut că nu se lipesc. Putrați bine cu zahăr, ca ele să nu se lipească. Deci noi avem nevoie, practic, de astea 8 foi, care vin umplute cu cremă de ciocolată.
așa. Asta s-o rup puțin aici, dar nu contează. Că îi găsim noi ca să o lipim când punem crema. Că sus oricum vine glazură. Ok. Acum eu vă arăt ce fac cu ele, că dacă nu le fac astăzi, dacă le faceți în ziua aia, nu trebuie să faceți ce fac eu. Dar dacă nu le faceți astăzi, ele se va usca. Deci le împachetați. Ca să nu se uște. Că nu vine cremă de făină ca să le moaie la astea și via ea. Sau dacă aveți pungi mari, puneți în pungi mari. Mai am puțin pe sulul ăsta, dar abia o să-l gat. Așa. Și astea le lăsăm la loc răcoros până le folosim. Deci asta e tot la foile astea. Deci așa le punem la rece și le lăsăm la până le folosim, până le umple. Vă mulțumim și vă dorim o zi bună. Mergem în continuare cu altele. Cu alte prăjituri să le terminăm. Foi. Vorbesc că astăzi fac numai foi.